Săraca Jemima își dorea să găsească un loc liniștit unde să-și clocească ouăle. Rățușca noastră locuia la fermă și, după cum bine știți voi, dragi copii, la fermă nu prea este liniște. Știți ce animale găsim la fermă? Cai, vaci, oi, porci, găini, rațe, desigur, câini și chiar pisicuțe. Și toate aceste animale scot tot felul de sunete de dimineață până seara. Me! Me! Cucurincu! Cocoda! Cocoda! Mac, 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 mac! Be! Așa că, disperată, rățușca noastră a hotărât să caute ea un loc liniștit și, într-o după-amiază, a părăsit ferma și a plecat la drum. Când era sus pe deal, a zărit o pădurice și undeva în mijlocul păduricii, un loc unde copacii fusese rătăiați. Rățușca noastră a aterizat și s-a uitat în jur și a fost surprinsă să vadă un domn care stătea pe un buștean. Te-ai pierdut? A întrebat el, iar rățușca i-a explicat că ea era în căutarea unui loc unde să depună ouă. Serios? A zis domnul cu urechi ascuțite și cu coadă stufoasă. Am eu un loc perfect pentru tine. Poți să stai acolo cât dorești. Și a condus-o pe rățușca noastră la magazie și a arătat magazia locul unde poate sta. Și rățușca și-a făcut un cuib cu ușurință. Promit că voi avea grijă de cuibul tău și o să fiu foarte mândru să văd cuibul plin de rățuște magazia mea, a spus domnul Vulpe. Curând, rățușca a depus ouă, la care domnul Vulpe se uita cu plăcere și le număra în lipsa ei. Într-o zi, domnul Vulpe a chemat-o pe Jemima și i-a spus: te invit la cină, dar trebuie să aduci niște condimente și legume, și anume ceapă, varză, rață, usturoi de la fermă. Jemima nu știa că toate aceste ingrediente se foloseau la rețeta de rață umplută. Norocul ei a fost că s-a întâlnit cu câinele de la fermă, care a văzut-o cu toate aceste ingrediente. El a ascultat-o pe Jemima, i-a ascultat povestea și apoi a plecat în sat să-i găsească pe cei doi ogari pe care îi cunoștea. Jemima a ajuns înapoi în pădure, cărând după ea bagajul cu toate ingredientele. Domnul Vulpoi o aștepta. A vorbit cu ea total nepoliticos. Du-te și vezi-ți de omo și după aia să vii direct în casa mea, a mărâit el. Speriată, Jemima s-a întors la ouăle ei. Iar câteva momente mai târziu, zgomote îngrozitoare au început să se audă, lătrături și scheunături. Câinele de la fermă a deschis ușa magaziei și a eliberat-o pe Jemima. Domnul Vulpe nu a mai fost văzut de atunci. Curând, Jemima a depus iar ouă, de data aceasta la fermă. În cele din urmă, din ouă au ieșit niște rățuște galbene pufoase care au fost doar ale ei.